Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Psalmul 90, versetul 17 Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot. Datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 16, versetul 14. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. A doua epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Dacă sunteți bad jocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 4, versetul 14. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Psalmul 128, versetele 1 și 2. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 16, versetul 3. Astfel, dar. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13 și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. A doua epistola a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 16 și 17. Apostolii s-au adunat la Isus, și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 30. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 18, versetul 24. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Exodul, capitolul 33, versetul 11. După aceea, Isus l-a găsit în templu și i-a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus, iudeilor, că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: Suntem niște robi netrebnici. Am făcut. Ce eram datori să facem. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 10. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 15. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 15, versetul 8. Jerfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută.